audațiuni. Microaudațiuni. Se spune că un artist autentic este dispus oricând să facă sacrificii pentru a ajunge la un moment de adevăr. Un artist mediocru preferă însă să nu-și asume astfel de riscuri. Motivul principal este frica și frica poate chiar paraliza pe oricine, dar mai ales pe un artist, fie el actor sau scriitor. Un actor convențional se ascunde în spatele rolului. E pe scenă, dar îi e teamă să se expună și ca să se protejeze, să se ascundă, el înalță un zid. Pentru a se deschide, are nevoie să dărâme aceste multe ziduri adunate în timp. Radu Paraschivescu asta face, cu asta se ocupă, scriind de vreo 20 de ani, dărâmă ziduri construite de alții pe scena nu a teatrului, ci a vieții. Subiectele lui Radu ating lucrurile urâte și primejdioase din jur, pe care mulți ori le ignoră, ori preferă să nu le comenteze, ori simplu nu le pasă de ele. Avantajul lui Radu e că e un om liber și nu îi e frică să scrie liber și curajos. Mari abuziv, cum îi numește, care sfidează, mint și manipulează cu infinită aroganță arena politică sau mediatică, sunt demascați concret cu numele lor reale. Din câte știu, Radu nu are bodyguards, ci umblă cu metroul. El știe că azi nu mai e timp, nici loc de metafore șocârloase, așa cum se exprimau actorii pe scenă în comunism. Azi, în teatru, ne simțim și noi încurajați să atacăm frontal. Conștiința colectivă nu mai poate să hiberneze, trebuie trezită. În lume nu-s mai multe românii, titlul acestei cărți e subversiv. Mai există totuși o altă Românie? Iată, de câteva zile, evenimentele au confirmat, poate să existe. Mă întreb, ce-ar mai scrie Radu dacă, dintr-o dată, toți oamenii în poziții de răspundere își vor face treaba cinstit pentru binele comun? Poate, și eu doresc, ar scrie despre întunericul din Caravaggio, pe care îl pasionează, nu despre întunericul din PSD. Până atunci însă, recitesc cartea și îmi compar reacția cu felul în care publicul răspunde la teatru, când oamenii râd de ce văd pe scenă. Ca actor, evident, vrei să placi, iar reacția celor care râd îți confirmă că reușești și vrei să-i faci să râde și mai mult, până când nici nu simți cum relația cu adevărul se topește și dispare. În meseria lui Radu e vigilent să nu cadă în această capcană. Fiecare povestire din lume, nu mai multe românii, începe cam la fel, într-un ton ușor, satiric, caricatural, da, râzi, dar apoi treptat încep să îngheți și curând umorul e necat în durere, aproape cât se face rușine că suporți pasiv pe acești impostori agresivi, grosolani și mincinoși. Am putea să ne întrebăm, nu cred, niciodată nu am crezut că teatrul sau arta poate produce schimbare în societate. Totuși, în clipe optimiste, ca după rezultatele alegerilor recente, m-aș bucura să pot să cred pentru un moment că scrierile lui Radu au contribuit cumva la ce s-a întâmplat, la fel cum șarja acidă de politică contemporană din spectacolul nostru cu Richard al III-lea, prin jocul lui Marius Manole, a trezit ceva în conștiința spectatorilor. Am putea deci să ne întrebăm cum vor fi citite cărțile lui Radu în secolul următor, în secolul 22. Dacă se vor mai citi cărți, nu știm, dar știm că cele scrise de el sunt
sunt documente vii, aspecte ale timpului în care trăim. Scopul scrisului, ca și al teatrului, e o întâlnire cu materia însăși a vieții. Cuvintele se încarcă de sens atunci când sunt folosite corect. Radu e un moralist, îngrijorat de binele comun și de cuvântul just. Vi-l recomand atât pe